ziua, dragilor! Sunt dr. Petrache, medic diabetolog. Vă aștept solicitările pentru consultație de diabet în clinica virtuală sau plan nutrițional personalizat la adresa de mail afișată pe ecran. Astăzi răspund la o întrebare venită de la un membru al canalului meu. Nu uitați că și voi puteți deveni membri apăsând butonul alătură din pagina principală a canalului. Întrebarea de astăzi este: Diabetul zaharat apare treptat sau brusc? Care sunt etapele? Diabetul zaharat are trei tipuri principale: diabet zaharat tip 1, diabet zaharat tip 2 și diabetul gestațional. În cazul diabetului zaharat tip 1, există o perioadă premergătoare în care analiza genetică poate să identifice genotipurile asociate în mod comun cu diabetul zahărat tip 1. O zonă specifică din cromozomul 6, numită regiunea HLA, este asociată cu un risc de 50% de apariția a bolii. Alături de alți factori, această predispoziție poate duce la declanșarea bolii. În prima etapă a bolii, cel puțin un anticorp legat de apariția bolii este prezent în sânge. Din momentul apariției, acești autoanticorpi încep să atace celula beta pancreatică. Însă, glicemia rămâne în ținte și nu apar simptomele specifice. În a doua etapă a bolii, cel puțin doi sau chiar mai mulți autoanticorpi sunt prezenți în sânge. Celula beta continuă să fie distrusă de sistemul imunitar. Începe să apară lipsa de insulină și o ușoară creștere a glicemiei din cauza intoleranței la glucoză. Chiar dacă distrugerea celulor beta este mult mai serioasă în etapa 2, simptomele de boală nu apar. În etapa 3, o mare parte din celulele beta sunt distruse și încep să apară simptomele. În acest stadiu se pune de obicei diagnosticul. În timpul acestei perioade, simptomele de diabet zaharat tip 1 pot include foame și sete exagerate, vedere în ceață, oboseală severă, urinări frecvente și scădere în greutate inexplicabilă. În cazul diabetului zaharat tip 2, în prima fază apare insulinorezistența, Mușchii, grăsimea și celula hepatică devin rezistente la acțiunea insulinei și glucoza nu este introdusă în celulă. Pancreasul poate să compenseze această insulinorezistență și produce mai multă insulină, reușind, într-un final, să reducă glicemia. În etapa a doua, cea cunoscută sub numele de prediabet. Celulele devin atât de insulinorezistente, încât surplusul de insulină nu este suficient pentru a reduce glicemia la normal. În unele cazuri, disfuncția beta celulară poate fi de asemenea prezentă. Pe parcursul acestei etape, glicemia depășește normalul, însă nu este suficient de mare pentru a se pune diagnosticul de diabet. În etapa a treia, glicemia crește și diagnosticul de diabet zaharat tip 2 este pus. Atât insulinorezistența cât și disfuncția beta celulară pot duce la declanșarea bolii. Fără tratament, hiperglicemia cronică poate duce la complicații greu de compensat. În etapa a patra a bolii, complicațiile vasculare apar ca rezultat al unei glicemii mari. Printre complicații menționez albuminuria, boala cronică de rinichi, boala coronariană, insuficiența cardiacă, neuropatia periferică, dar și accidentul vascular cerebral. După cum ați realizat din tot ce am spus, diabetul apare în etape, iar înțelegerea etapelor este foarte importantă, pentru că în principal, în cazul diabetului zahara tip 2, puteți interveni încă din primele etape și puteți preveni apariția bolii. Chiar și dacă prindeți boala imediat după diagnostic, măsurile de optimizare a stilului de viață o pot ține sub control. Recoltați-vă analize în mod regulat și mergeți la medic pentru interpretarea lor. Numai așa puteți preveni boala. Cam atât pentru astăzi. Nu uitați să dați like tutorialului și să vă abonați la canalul meu pentru cele mai noi și utile informații. Până data viitoare, aveți grijă de sufletul și de corpul vostru.